Bună seara, bună seara, oameni buni și dragi! În această seară vă salutăm de la Tulcea. Mergem să o surprindem într-un mod plăcut pe doamna Cornelia, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Mai exact, doamna Cornelia schimbă prefixul. Împlinește 70 de ani. Cineva care nu poate să-i fie alături, copiii, nepoții, a dorit să-i transmită prin intermediul nostru un călduros la mulți ani și sărbători fericite. Rămâneți alături de noi ca împreună să-i urăm doamnei Cornelia un călduros la mulți ani cu sănătate. Să rămâinile! Bună seara! Traian mă numesc, de la Surprize, Surprize, Tulcea. Și din câte am aflat, astăzi dumneavoastră sărbătoriți. Ne primiți? După dumneavoastră. Am aflat că astăzi dumneavoastră ați mai întinerit cu un an. Ați schimbat prefixul. Ați adăugat al 70-lea trandafir la buchetul vieții. Cu această ocazie, cineva drag care vă iubește a dorit ca prin intermediul nostru să vă ureze un călduros la mulți ani cu sănătate. Bănuiți dumneavoastră cam cine ne-a trimis pe noi? Cred că din partea copiilor. Noi știm, dar nu putem să vă spunem încă. Nu plânge, bunica, nu plânge. Avem pentru dumneavoastră o dedicație muzicală care cu siguranță o să vă ajute să vă dați seama din partea cui vine această minunată surpriză. Avem și un mesaj scris cu dragoste și dor, un tortuleț, un aranjament pentru masa de Crăciun. Dar mai întâi de toate, să ascultăm melodia, să vedem ce vrea să transmită, da? Mulțumesc, iubită mamă!
siguranță melodia v-a ajutat. Da, la mulți ani, fii sănătoasă. Cum spuneam... Totul le-ai spus de unde avem... Da, de la, cred că de la Iulia. Nu, de la mine, nu. Și de la Daniela, care e în Italia. Cum spuneam, avem și un mesaj pentru dumneavoastră, un mesaj scris cu dragoste și dor, care zice cam așa. Vreau să povestesc multe despre această zi, dar am înțeles principalul lucru în viață, mama este cea mai necesară ființă. Fie ca visele tale prețuite să devină realitate astăzi. Viața să se umple de fericire, iar ridurile să apară de la zâmbetele vesele. Astăzi, când prinzi al 70-lea trandafir la buchetul vieții, noi, copiii, soțul și nepotul, îți urăm un călduros la mulți ani fericiți și sărbători fericite. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă doriți să le transmiteți ceva, puteți să o faceți, că o să vadă înregistrarea. Vă mulțumesc din toată inima, dragii mei. Ți-am zis. Din partea nepotului, care mi-este cel mai drag din lume. Bine, știu. Să facem în sănătatea dumneavoastră și a întregii dumneavoastră familii și un la mulți ani. Și noi, surprize, surprize, Tulcea, vă dorim un călduros la mulți ani, cu fericire, îndeplinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi dumneavoastră și, în ultimul rând, multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Vă dorim un Crăciun fericit, mulțumim, cu sănătate, în liniște și pace. Mulțumim. Toate cele bune și Doamne ajută! Mulțumim frumos și vă doresc de acum încolo să aveți mulți, mulți... De ce stă asta aici? Multe persoane care să vă... Mulțumim, să rămână, da, mulțumim din suflet. Da, să vă... Pentru a face măcar o mică bucurie pentru părinți. Să rămână, mulțumim frumos. Noi ne bucurăm că am reușit să vă facem seara mai frumoasă, mai deosebită. Da, mulțumesc. Toate cele bune și Doamne ajută! Să fiți sănătoși și...